Cele mai multe sancțiuni contravenționale aplicate de jandarmi în luna august au fost pentru provocarea de scandaluri, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice, adresarea de injurii și amenințări cu acte de violență. Totodată au continuat și activitățile preventive pe timpul competițiilor sportive și manifestărilor cultural-artistice din județ. Misiunea jandarmilor a fost aceea de a preveni și a descuraja producerea unor fapte de natură contravențională sau penală, lucru care s-a realizat și prin simpla prezență acestora în mijlocul cetățenilor. Cu toate acestea, în luna august au fost aplicate 110 sancțiuni contravenționale, a căror valoare depășește suma de 25.000 de lei. În același timp au continuat și activitățile preventive, în special cu ocazia competițiilor sportive, și mă refer aici la meciurile de fotbal din Liga 1 și UEFA Europa League. Ca de fiecare dată, jandarmii au promovat mesajul "Violența nu ți ajută echipa favorită, alege să fii fair play". Acțiunile în urma cărora jandarmii au aplicat sancțiuni în luna august au avut loc în 6 localități din județ. Este vorba despre Giurgiu, Mihăilești, Bolintin Vale, Călugăreni, Ghimpați și Clejani.